Bună ziua, acesta este un Audi A6 2000TDI cu cutie multitronic. O cutie foarte bună de altfel, dar și are problemele ei. Una din problemele ei este că rămâne câteodată blocată în parking. Ce putem face pentru a ajunge la un service, la un mecanic, este următorul lucru. După cum se vede, cutia este în avarie. Călcăm frâna și acum încercăm să scoatem din parking și nimic. În general, când călcăm frâna, dacă auzim un click, atunci va funcționa. Dacă nu auzim un click, nu va funcționa. Drept urmare, nu funcționează. Ce putem face să ajungem la un service, la un mecanic, de a putea deplasa? Este să scoatem scrumiera. Iar aici veți avea două găuri. Partea din stânga, această parte, veți avea un buton care va trebui să-l apăsați, ori cu ok, ori cu ceva ascuțit, ori cu, în cazul meu, voi folosi o șurubelniță. Și atunci vom apăsa pe acest buton. Apoi vom scoate mașina din viteză, din parking, și o vom pune în retur, drive, pentru a putea să ne deplasăm la un cel mai apropiat service sau la un service sau la un mecanic, orice doriți dumneavoastră. Și asta ar fi una din problemele la cutia de viteză multitronic și asta ar fi cea mai rapidă rezolvare de moment.